Vă salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi vreau să merg în continuare după ce am terminat de filmat ultima rasă de găini, găinile pitice. Astăzi vreau să fac așa un mic update, să vă arăt ce mâncare dau eu la păsări. După cum vedeți aici, avem saci de furaje. Tocmai ce am venit de la magazin și am cumpărat. Am și bonul și tot ce trebuie. O să vă arăt exact pe bon cât au costat fiecare, ca să vedeți și voi cam cât mă ajunge pe mine. O să acoper așa un pic ca să nu se vadă. L-am luat de la un depozit de cereale care e nou deschis la mine în oraș și am luat 2 saci de mâncare pentru prepelițe, după cum vedeți aici, Agromar Balotești SRL, da? 2 saci de mâncare pentru pui. Vă las așa, dacă vreți cumva să citiți voi, puneți pauză și citiți aici compoziție, proteină, cât la sută are fiecare, da? Și dacă tot suntem aici, să vă arăt și bonul. Uitați-l aici, furaj prepeliție starter, da? 80, 40 bucata, furaj pui, 70 sacul, da? Am luat un calciu furajer aromatizat, adică ăsta, o găleată de 6 kg, vedeți aici ce conține. Eu îl amestec pe mâncare și îl dau și la porumbei și la găini. Da? Avem aici 18 lei și un sac de mâncare pentru căței, 40 de lei, ăsta e sacul, așa arată. Să știți că labradorul meu se înțelege extraordinar cu el, până acum mai dădeam niște mâncare de la Kaufland, dar nu prea, m-o mânca și nu prea, dar ăsta îl devorează, dacă vedeți și vreți să căutați pe internet să vedeți ce conține. Și avem un total aici 278 de lei, da? Adică să nu creadă lumea că dacă crești păsări te îmbogățești sau invers. În urma sfaturilor voastre am achiziționat spray-ul ăsta, Teramicin Aerosol Spray. Este un spray cicatrizant pe bază de albastru de metil, da? Un spray pentru a da cocoșul acela de albastru la pene, plus am un cocoș de herminat închis care a fost ciupit de găini și are o rană la o aripă și de aia l-am cumpărat ca să-l dau să se vindece. Conține și antibiotic. Deci, ăsta am dat 37 de lei pe el. Și aici mi-a venit inelile pentru americani. După cum vedeți, de la același domn care mi-a trimis și niște inele în plus. După cum știți, domnul mai trimite și inele care le are rămase din anii trecuți și le trimite cadou. După cum vedeți aici, mi-a trimis niște inele din astea. Ia vedeți aici, am un inel pentru de 0,3 este. Stați așa că nu focalizez. Deci un inel de 0,3, de 3,0, gen. Pentru de 2021 este. Pentru canari, peruși, ceva de genul. Deci mi l-a dat domnul cadou. Astea sunt inelele mele vechi. Astea sunt inelele care au venit acum. O să le iau, să le pun și pe ele pe niște suporți. Da, cam asta am vrut să vă arăt aici momentan. În continuare o să vă prezint că m-am hotărât să dau 3 cocoși de fapt. Da? Dacă e interesat cineva să-mi scrie și ne vom auzi. Eu oricum duminică o să mă duc ei la piață. Avem aici încă o chestie destul de ciudățică. N-am mai văzut, tot pentru voiajori.
Ia uitați. Se pune la puiajori, cred. Eu o să le pun la rollerii de Birmingham la picior. Astea mici așa. Bă, ăsta chiar n-am ce să fac cu el. Da. Și mi-a trimis domnul aici. Pentru cele două taloane. Pentru cele două inele care mi le-a trimis. Plus, dacă vreți și voi, nu este reclamă, nu este nimic, dacă vreți și voi să luați de la domnul inele. Sunt inele de 2024. Da. Termin aici și trec să vă arăt în continuare păsările care le-am de dat. Și după cum v-am zis, am de dat cocoșul ăla de aici, inelat, 2023, cum îl vedeți, pentru că mai am unul. Mulțumesc domnului de la Galați. Dacă vreți să vedeți ce păsări are, intrați pe Facebook și căutați Brahma IK. De la el am cocoșii. Așa că ăsta l-am de dat. Va pleca. De aici, de la ceabă, cocoșelul ăsta l-am de dat. Ăsta, bobat. Ăsta mic. Dacă îl vrea cineva, e disponibil. Da. Joi o să mai am o surpriză pentru voi, dacă nu joi, vineri sau în weekend, când o să fac video, o să vedeți, așa că rămâneți aproape. Și de aici, cocoșul ăsta va pleca. Dacă e cineva interesat, îl am de dat. Da? Deci cocoșul ăsta negru, cocoșul ăla de acolo, din spate, l-am focalizat. Și cocoșelul de ceab. Da. Astăzi o să facem un scurt video și la prepelițe. Facem o scurtă prezentare și la prepelițe, așa cum am făcut la toate rasele până acum. Am găsit câte ceva și despre prepelițe. După cum știți, prepelițele sunt și ele de mai multe soiuri. Iar noi aici ce avem majoritatea, avem giganta polar. Dar o să vă spun în mare despre prepelițe. Prepelița este o pasăre ca de mărimea unui sturz, fiind cele mai mici și singura specie de ordinul Galliformes, care sunt păsări migratoare în România. Ele sunt răspândite în Europa Centrală, fiind păsări sperioase care se pot vedea ca potârnichile destul de rar. Efectivul lor a scăzut considerabil în ultimii ani, cauza fiind vânătoarea lor excesivă și reducerea habitatului prin agricultura excesivă. Aici e vorba de prepelița sălbatică, care seamănă foarte mult cu asta așa, griul ăsta așa. După cum vedeți, avem și aici o poză. Da? Dar noi ce avem aici, avem, v-am zis, Jumbo Gold. Prepelița este o pasăre migratoare de câmpie din ordinul Galliformelor, de circa 18 cm lungime, de culoare brună cu dungi pe spate. Vânat, apreciat pentru carnea gustoasă, pitpalac. O varietate domestică, prepelița japoneză, este crescută pentru carne și în deseori pentru ouă, prescrise în alimentația dietetică. Mod de viață, morfologie. Prepelița trăiește în general în ținuturi cultivate din regiunile de deal și de câmpie. Coloritul corpului este brun ca feniu, cu striuri longitudinale de culoare deschisă și întunecată. Masculul are sub bărbie o pată de culoare cafenie închisă. Prepelița crește de regulă două generații de pui într-un an. Culbul este o gropiță în sol căptușită de femelă și ascunsă în ierburi care sunt aplecate de pasăre în boltă deasupra culbului. Femela depune între lunile mai și august circa 8-15 ouă de culoare gălbuie punctate cu brun pe care le clocește femela singură. Puii eclozează la 18-19 zile. Toamna păsările migrează spre sud în Africa de Nord, Africa Centrală și Asia de Sud-Vest, unde iernează. Unele specii din Scandinavia iernează în regiunile Europei de Sud.
Giganta polară are un procentaj de oare de peste 70%, greutate medie a ouălor 15-25 de grame, greutate medie exemplare mature, masculii 300-450 de grame, femei la 400-550. Prepelița polară gigantă este o prepeliță minune, o prepeliță a cărei genetică cumulează și depășește toate calitățile suror ei. O prepeliță care oferă atât ouă de calitate superioară, ouă foarte mari, ouă duble față de prepelițele japoneze și până la 25% față de prepelițele mixte Jumbo Gold, cât și carcasă de carne premium care pot atinge greutăți de peste 300 de grame. Cam atât am găsit despre prepelițele Jumbo Gold. Așa cum am făcut o scurtă prezentare și la ele, avem, după cum v-am zis, ouă și de consum și de incubat, dacă dorește cineva, pentru că eu am în fiecare cușcă câte 3 masculi. Așa că vă aștept acolo în comentarii cu un like, un subscribe și ne auzim cu bine la următor video. Vă salut și țineți aproape. O zi bună!